Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 23 noiembrie, crezi că impresiile și experiența vie sunt mult mai importante decât stabilitatea și fiabilitatea. Cauți să să-ți extinze înțelegerea lumii prin studiu sau călătorii și tratezi viața ca pe o aventură uimitoare fără sfârșit. Inovația este punctul tău puternic și nu-ți este frică să contești tradițiile consacrate, în efortul de a face lumea un loc mai bun. Cu toate acestea, libertatea de iubire și tendința de a schimba din temelii lumea te orbesc uneori și încetezi să observi nevoile practice ale vieții de zi cu zi. Îți exprimi întotdeauna în modă deschis nemulțumirea față de diverse forme de putere și opresiune. Nu e nimic ca fiind de dată de la sine. Aceasta nu înseamnă deloc faptul că ești organic incapabilă să respecti poruncile general acceptate, trebuie doar să te asiguri că credința ta este justificată și adevărată. Dacă nu există niciun respect pentru regulile impuse din exterior, reacția ta va fi tăcută sau tacită, sau te va costa pur și simplu un gest elocvent. De regulă, ești în întotdeauna inferioară în dispute, dar principala ta problemă este tendința de a provoca conflicte și derapaje, demonstrezi însă un caracter neobișnuit de prudent în comunicarea cu cea a căror societate nu poți coexista, de aceea ești mai bună, și cu excepții rare, ești în general singură. Semnul tău zodiacal aparține constelației Săgetător. semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, irresponsabilitate logică, ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală, viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter, această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate ai o personalitate extraordinară, cu un set de invidiată de calități conflictuale. Încerci să-ți extinzi înțelegerea lumii prin cunoaștere. Tu nu numai că iubești, dar și știi să înveți. Dar, în același timp, preferi întotdeauna practica în fața teoriilor. De fapt, pentru tine, cursurile de master specializate sunt mult mai interesante decât cursurile universitare standard ai tendința de a demola fundațiile. Poți lupta activ cu stereotipurile fiind iubitoare de libertate. Ai tendința să conduci lupta împotriva tradițiilor și fundațiilor nesingure. Crezi în mod sacru principiul, trăiește de unul singur și lasă-i pe ceilalți să trăiască, dar dacă îți pierzi cumpătul, consecințele se pot dovedi imprevizibile și uneori chiar pot izbi prin cruzimea lor. Mai mult decât atât. Ești extrem de vulnerabilă când vine vorba de anumite subiecte pe care alții, din păcate, le folosesc adesea drept pârghie pentru a te dezrădăcina, te confrunți cu frecare semnificativă cu cel puțin un părinte în tinerețe, spiritul de contradicție caracteristic copilăriei tale, nu dispare de obicei la vârsta adultă. Reușești să te reprogramezi pentru comunicarea fără conflicte doar la vârsta de 40 până la 50 de ani. Moarta unui părinte cu care nu a fost niciodată posibilă împăcarea sau obținerea unei înțelegeri de pline poate avea un efect devastator asupra ta. Ai de obicei o reacție rapidă și un bun simț al umorului. Dacă nu ai simțul umorului, atunci trebuie dezvoltat deoarece ajută la ameliorarea tensiunii în multe situații explozive, când poți râde de de tine însăți, vei face un pas înainte în evoluția ta. De obicei, începi într-o anumită formă să te gândești la spiritual abia după 30 de ani, dar ajungi la concluzii finale după alți 10 sau 12 ani, trebuie să recurgi la meditație pentru a te elibera definitiv de cele mai negative trăsături de personalitate. Paradoxal cum s-ar părea, ai un potențial cu adevărat enorm pentru câștigarea stabilității și chiar a autorității, pentru creșterea spirituală, Constanța în viața de serviciu și de familie este extrem de importantă. Organizarea corectă a vieții contribuie la dobândirea liniștii sufletești și la suprimarea instinctelor sălbatice. În același timp, pentru a atinge obiective mai înalte, trebuie să arăți totuși intransigență, altfel te ai putea opri în dezvoltare și să devii rigidă. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești optimistă, respecti tradițiile, ești naturală, filozofezi, ești o persoană independentă, puternică, nu accepti conducerea celorlalți, trăiești după propriile reguli și nu depinzi de opiniile celorlalți ești creativă și polivalentă, îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze. Obișnuiești să fii lider în profesie și în relații. Nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 23 noiembrie soarta Nu e nimic de la sine, așa că, cu o singură frază poți fi descrisă. Ai un caracter complex și temperament greu? Trebuie să verifici personal totul. Ai o natură expresivă și destul de dură în afirmațiile tale, nu vei înșela și nu vei fi jenată să exprimi tot ce ai fiert în fața interlocutorului. Nu vei rămâne niciodată sub jugul societății, pentru că ești înzestrată cu un caracter de fier. Zelul și voința ta de a câștiga provoacă respect și admirație. Aceste calități te ajută să obții totul pe cont propriu. Chiar din adolescență, ți-ai demonstrat caracterul, te-ai ridicat la revoltă, contrazici dogma și regulile consacrate. Nu există nicio limită în calea ta atunci când te tânjești să demonstrezi ceva lumii. Demonstrezi viu conflictul etern între părinți și copii. Intransigența ta și dorința de a persevera împotriva generației mai în vârstă rămân chiar și atunci când te ți crești. Ești intolerantă, impulsivă. În plus, nu-ți reții niciodată emoțiile și, dacă nu-ți place ceva, îți vei demonstra deschis ostilitatea și antipatia. Astrele te sfătuiesc, fie să reduci semnificativ comunicarea cu ceilalți, fie să înveți să te controlezi, încă de la naștere ai fost cu adevărat extraordinară. De regulă, alții nu te înțeleg, pentru că ai propria ta viziune asupra lumii. Mai mult. Intelectul și modul tău de exprimare de sine sunt de neînțeles pentru mulți. Nu poți suporta obișnuitul și prozaicul. Ai întotdeauna propria ta abordare specială pentru rezolvarea problemelor. Acest lucru este unic pentru tine. Caracterul tău complex te poate condamna singurătății și ascezei. Până la urmă, încerci să contrazici pe toată lumea, te bucuri de viață în opoziție. Prin încăpățânarea ta vei avea parte de o perioadă foarte dificilă. La urma urmei, unele situații ar fi putut fi ușor evitate dacă nu ar fi fost dorința ta să-ți demonstrezi viziunea. Poți fi descrisă ca un personaj etern nemulțumit, mai mult decât atât, nu-ți restricționeze niciodată impulsurile, directivitatea excesivă și dorința ta de a vorbi este percepută de alții ca nepolitețe și lipsă de tact. Nu ai nevoie să fii hrănită cu pâine așa cum se spune, trebuie doar să ți se ofere o dispută sau un mare scandal. Dar, în ciuda faptului că adori să te implici în diverse tipuri de provocări, în cele din urmă totul se întoarce împotriva ta. Intrând într-un conflict, renunți foarte repede. Singurul lucru care corectează situația în caz de dispută este un simț al umorului minunat capacitatea de a glumi te ajută să ieși din conflicte, pe care, de regulă, le pornești chiar tu. Cu umorul tău extraordinar și remarcile amuzante, atragi oamenii spre tine. Tu poți topi orice gheață dacă dorești, și de îndată dușmanii tăi se vor transforma în aliați. Prin urmare, este necesar să dezvolți această abilitate în tine. Și cel mai important, încearcă să privești cu umor toate imperfecțiunile lumii. Dragoste și compatibilitate, pe tărâmul emoțiilor, te manifeste într-un mod neașteptat, îți place să flirtezi, să fii la petreceri, iar hobby-urile romantice ți se par mai atractive decât o unire puternică pe termen lung. Iubirea este o experiență minunată, dar ai nevoie de libertate, prin urmare devotamentul și fidelitatea nu sunt printre virtuțile tale. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine. Dacă Uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, Singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferate la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste, opțiunea ideală este vărsătorul. Dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Pentru tine, fiabilitatea. Stabilitatea în viață suntă departe de primul loc acolo unde experiența este mai importantă ori ar fi ea, tu oferi impresii, te-ai născut cercetător, ai tendința să încerci tot ce poți, dar nu se termină în întotdeauna bine. Pentru tine, cel mai important lucru în viață este cunoașterea, ești însetată de aventură, fără să te gândești să te grăbești în aventură o trăsătura puternică a personalității tale este inovația. Nu te temi să contești tradițiile și poți obține un succes mare în viață. Tu poți lucra productiv atât independent, cât și în echipă. Ești un angajată deosebit. Nu ești înclinată să ai nimic pe bună credință. Ești dificil de câștigat ca subordonat. Adesea în echipă e o poziție neutră. Dacă disputate privește personal îți vei apăra interesele până la sfârșitul zilelor. Sănătate și boli. Ești nervoasă și poți fi supusă unui complex de autoizolare și respingere. Menținerea echilibrului mental și emoțional este o sarcină extrem de dificilă pentru tine, dar în același timp binevenită. Ar trebui să fii deschisă la critici, deoarece săgețile critice vor fi întotdeauna direcționate către tine, indiferent dacă vrei sau nu sănătatea ta mentală va deveni extrem de vulnerabilă, dacă nu te vei opri cel puțin ocazional în căutarea nesfârșită a fundamentelor filozofice, religioase și spirituale ale vieții. De regulă, iubești tot felul de plăceri pământești, în special cele care te potă bucura la masă și în pat. Dieta ta poate deveni completă dezorganizată dacă cedezi unei pasiuni pentru alimentele bogate în calorii și grăsimi. Deși ți este dificil să faci exerciții fizice în mod regulat, acestea pot fi nu doar vindecătoare, dar și detensionante. Destinul și norocul, universul te a înzestrat cu voință puternică, cu un caracter complex. Ești o persoană mobilă, activă, predispusă la acte eruptive, uneori agresive. Ai o gândire originală, neconvențională, prin urmare. Cei din jurul tău nu te iau în serios, te consideră ciudată și nu te înțeleg, aceste lucruri îți provoacă resentimente și duce la izolare și înstrăinare, ești greu convergentă cu oamenii, predispusă la suspiciune și prudență în relații, viața ta este ca o luptă intensă pentru supraviețuire. În sectorul financiar poți înregistra neplăceri, sfaturi pentru tine, ești înclinată să provoci conflicte. Luptele pot să nu fie neapărat fizice. Setă de victorie asupra unui adversar epuizează adesea mintea. Ta. Trebuie să înveți să argumentezi pe o gândire subră. Gestionează-ți reacțiile. Nu permite celorlalți să apese manetele stării tale de spirit. Dezvoltă-ți obiectivitatea în tine. Fă un pas înapoi și privește-te din lateral. Nu înceta niciodată să crești.